un punct de vedere comun, dar pentru măsuri imediate așteptăm propuneri de la Ministerul Energiei. Primele propuneri trebuie să vină la Ministerul Energiei. Dacă ne-am ocupa la Ministerul de Finanțe noi direct de această speță, atunci care ține evident de Ministerul Energiei, vorbind de prețuri la energie electrică și gaze, cred că Ministerul Energiei ar trebui să, nu știu, să-l fuzionăm cumva cu Ministerul de Finanțe. Șeful direct al lui Vâlceanu, Florin Câțu, dă și el din colț în colț în privința facturilor uriașe. O să aibă discuții cu ANRE, Consiliul Concurenței și cu Protecția Consumatorului, anunță premierul. A mai avut și facturile, tot au crescut și se pare că încă mai cresc. O să am întâlnire cu ANRE, ANPC, Consiliul Concurenței, cu Ministerul Muncii, toate aceste instituții, pe de o parte pentru a identifica aceste situații, pe de altă parte pentru a veni cu soluțiile pe care deja am anunțat pentru iarnă, a formaliza pentru această iarnă. Dar da, ANPC-ul trebuie să va fi mâine la masa discuției și vom vedea că la această discuție vin și cei la Consiliul Concurenței, pentru că ei sunt cei care pot să ne spună dacă o piață funcționează în condiții normale sau nu, și atunci va veni și ANPC-ul este acolo pentru a vedea dacă au fost respectate contactele cu persoane fizice sau cu consumatorul individual. Ar putea fi amendată legea consumatorului vulnerabil tocmai pentru a acoperi cât se poate din impactul acestor creșteri de prețuri? Pentru că înțelegem că legea o să fie amendată în sensul de a intra mai devreme. Declarații care vin în contextul în care facturile pot crește și cu 65%. Asta ar face, după cum spun specialiștii, ca 4 români din 10 săriște să intre în sărăcie energetică, adică să nu-și mai permită să plătească facturile. Și aici putem adăuga și firmele și antreprenorii ale căror facturi ar fi uriașe în condițiile unor astfel de creșteri de prețuri.